avut un asemenea noroc? N-aș mai fi fost așa de tine. Din potrivă, aș fi râs de fericire. Din toată inima. Hai, du-te și eu am fost oricum de brață. Fata, nu te vezi să găsească halul ăsta. Sluga, domnule pantalone? Sluga pe tată. Ați venit cu călcios să ducați? Nu. I-am dat-o mai devreme, servitorului dumneavoastră. Stați, fără încerc, grijă, nu-i va da că mă voi înapoi acasă. Ce-a venit și-a la Clarex? Trebuie să vă fie milă de ea. Nu a trecut încă peste vestea morții dumneavoastră. Dar cu timpul ăsta își va reveni. Asta a trimis ceva să-mi trebuie. Poate nu știu să-mi trebuie. Da, desigur. Fata, pleci și mă duc că da, fi înțeleaptă. Domnișoară, plec aveți și nu să nu trebuie să mă supărați. Da, o cușel ca voi sunt predestinată tot, dar nu trebuie să-mi mai dată oameni domnia la pe care am mână la inima niciodată. Sunt desupărată pe mine. Eu o să sper să vă pot consola. Vă înșelați. Nimeni în afară de Silvio nu mă poate consola. Desigur, nu pot oferi consolările pe care le poate oferi domnul Silvio. Da. Fericirea domniei voastre. Mi se pare curios, domnule, că după ce v-am vorbit despre felul cel mai aspru cu putință, domnia voastră continuat și totul să vă chiniți. Domnișoară Clarisa, să mă împărtășesc cu Tania. Nu vă păcălesc ca să vă păcă. Severitatea domniei voastră nu chiar că să vă pot face fericită. Domnia voastră nu puteți face decât nenorocită. Vă înșelați și ca să vă convinc, ca să vă spun totul. Dacă domnia voastră nu vă nici eu nu vă rog, dacă ați vă văzut până altea și nu vă văzut din altea. Acum încetă să-l fiți pe plac. M-a spus că eu că nu vine locul de a vă consola? Mă tem că mă amăgiți. Nu, domnișoară Clarisa, vă vorbesc cu inima deschisă. Dacă mi-ați furat discreție, ce ați răsut data din nou, am să spun totul. Jur să păstrez cea mai desăvârșită discreție. Eu nu sunt de rigoare, spun. Ci să o lui. Ah, ce spuneți, sunteți femeie? Sunt femeie, așa că vă puteți da părere cu ta. Nu vreau să fie sătorie ca asta. Și despre fratele dumneavoastră, ce știri îmi dați? Am ales de urmă oameni că e. Iar vine a costat să fie iubitul meu. Ia treci, m-am îmbrăcat în haine bărbătești. Până deja n-am legat subitul. Așa că. Domnișoară Clarisa, numele Sfintele Omnei de Așteptare cu Mișoară Clarisa. Să nu mă provoare. Poți să-i spui și lui Silvio? Nu, mă interzicure să vă șire. Bine, atunci am să tac. Băgați de seamă, sunt care cumva să facă sfântul cu oameni. Bravo, fata! Te-ai învățat repede de situație. Nu m-a spus, domnule pantalone, că vă liniști. Ați reușit în 4 minute? Ce n-am reușit în 4 ani? Deci să vedeți că nu facem și ziua într-o? Nu te grăbi așa, tată. Cum v-ați dat mâna câteva secunde? Nu, nu vreau să se pune cine știe ce l-a norocit. Pantalone, să punem la punct socotelile. În 2-3 ore schimbă și ele. Nu, tată, nu, mai stai. Nu, am să spun și domnul Silviu. Nu, lasă-l în față, că nu tată! Lasă-mă, n-am rugă pace! Nu prea de ce rea spune! Sunt peste măsul de nervat! Dar pentru ce ai în casă, lui pantaloni? Pentru că vreau să țină cuvântul! Oare să vrea să o pădare, dar trebuie să-și fie cumplită! Ai de cap! Lasă-mă să vorbesc cu el! Lasă-mă să-i deschid ochii! Să-ți fac să-mi dea seama care e datoria ta de rău, nu? Tu ridică-te! Bine, mă, ridică-te! Și tu te au legrezi cu Victor! Bine, plec! Vorbesc și dumneata! Te aștept la scrițel! Dar dacă domnul pantalone stă pe hotărârea lui, o să mai face cu mine! Prietul băiat, tare pe mine de el. Dar nici pantalone nu trebuia să păgătească fata dacă nu era sigur de moartea lui Federico ăla. Tare mă tem că nu știu ce va face. Oh, domnule pantalone! Sluga! Sluga, domnule tot! Chiar vă căutam pe dumneata sau pe domnul Silviu. Acum. Da, foarte bine, Miti. Păi că nu este la sigur că care-i sfachetul? Da. Din potrivă. Vreau să vă spun, să vă anunț. Dar gata! Nu-i nevoie de atât scușață. Știu bine în ce încurcă trăim ta. Dar lasă asta, lasă aranjăm tot într-o în așa, prietene. Da, suntem bine. Da, având în vedere de promisiune, acelea, domnul Federico. Federico. Apariția lui neașteptată nu prea să lăsa timp să te gândești la dezonarea pe care mi-o duci mie, nu? Nu, dar nu trebuie să vă simțiți și gândit. Nu, de ce? Știți bine că nu te vreau altfel. Știu bine ce vrei să spui. La prima vedere s-ar părea că nu poți trece peste promisiunea făcută lui, nu? Mai ales că avea și contractul acela de căsătorie. Da, domnule, ține bine minte. Că avem și contractul și voi ați de știi bine. E adevărat, dar... Și știi bine că în materie de căsătorie, prietenii nu trebuie sacrificate, nu? Mai așa ceva de spus? Am spus tu ce-ați de spus. Ai isprăvit. Am isprăvit. Poți vorbi și eu? Vorbește. Drag domnule dos.
Vă spun, ființa vegetală e una bună și frumoasă. Dar în cazul de față, e de aici un folos. Și nu mi-a dat bine gândit o asemenea căsătorie? Lucrurile dat erau deja gata puse la punct. Poate era mulțumit-o, câte greutăți se mai potrivi. Chiar vă contam pe dumneavoastră pe domnul Silva să vă spun toate astea. Gândiți-vă, e neplăcut, mai tot, dar nu văd altă cale. Eu nu mă merg de dumneata. Cine e de fata dumneitare? Dacă dumneata te poți așa de urât cu mine, ce ți-am făcut eu? Dacă ai făcut de ei fata lui Silvio, fără să știi că Federica a murit, ce treabă mă cu asta? Ține tot domnule de cum cu orice preț. Asta e un pe care am venit mie și casele mele. Ce ar să-mi vină timpul când ai să-mi plătești? Iată-mi și la asta cine ești tu! Prețuiesc de 100 de ori mai mult familia Rasponi decât casa Lombardi. Un tânăr bogat și singur la părinți nu îi este de găsit. E așa cum am spus. De ce l-ați prietat acolo? Cine poate l-a decât? Sluga! Sluga, domnule Silvio, e foc și pară. Am auzit de la tata lui de lucru. Să crezi că e așa? E adevărat tot ce ai spus atâta. S-a hotărât cu domnul Mare, căsătoria domnului Clarici cu domnul Federico. S-a hotărât și s-a stabilit. Mă vină pe oameni atâta îndrăzneți în care vorbiți. Om fără cuvânt și fără urmare. Așa vorbesc cu mine, un om în vârstă? Nu știu ce mai prețiri din urmă cu pisarea. E, dar nu vizu-o practic, el nu-i vizu-o. Un nas, un om șos. Dragă-mă! Nu știu ce. Bine, îți mai face pe brac. Sunt scurtă.